Bună dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit la un nou clip. Eu sunt Amos și iată că ne întâlnim pentru prima oară în această frumoasă duminică pentru a vă oferi ghidarea îngerilor pentru următoarea săptămână. Dacă ești curios să afli care sunt momentele din următoarea săptămână pentru tine, te invit să rămâi alături de mine. Bună dimineața încă o dată, dragii mei, mă bucur foarte mult să ne revedem. Așa cum v-am spus, începând de această săptămână, în fiecare săptămână, duminică la ora 10, ne vom întâlni pentru a vă oferi ghidarea îngerilor. Dacă mai țineți voi minte, ne întâlneam în fiecare miercuri seară la tarotul de noapte, însă aveam și o rubrică săptămânală care era postată tot așa în fiecare duminică. La un moment dat am renunțat la a mai face acea rubrică, însă iată că am revenit, mă bucur foarte mult, să știți, foarte, foarte mult, pentru că așa cum v-am zis, îmi doresc să fiu alături de voi mult mai mult, îmi doresc să vin cu etalări frumoase, îmi doresc să fac etalări frumoase și cu mesaje cu adevărat importante care să vă ajute. De aceea, până în momentul de față, să știți că nu am postat atât de des, adică eu nu fac filmulețe doar așa ca să le fac, nu fac videouri doar așa ca să le fac, ci vreau să aibă într-adevăr un conținut frumos și de ajutor pentru voi până la urmă. Este o frumoasă duminică și mă bucur că suntem aici la cafea împreună. Hai să mergem mai departe, dragii mei, și să-i dăm drumul citirii. Miercuri am postat pe YouTube un mic articol în care v-am rugat să faceți o alegere, să faceți alegerea cărților, varianta 1, 2 și 3. Sunt sigur că până acum ați făcut deja alegerea, așa că vom începe cu varianta numărul 1. Hai să vedem care sunt mesajele. Bun, varianta numărul 1, începem cu o primă carte de tarot și energia generală, să știi, a citirii tale este 3 de monede. Construcția, ideea foarte frumoasă care există acolo înăuntrul tău, este foarte posibil să începi o nouă colaborare, poate te gândești mai mult deja la o colaborare pe care o ai. 3 de monede este o carte extraordinar de frumoasă. Este o carte ce arată, așa cum ți-am spus, construcția. Arată faptul că faci parte dintr-un mediu, faci parte dintr-un grup foarte frumos, dintr-un grup foarte strâns. Vă ajutați unul pe celălalt, fiecare vine cu o idee, fiecare vine cu ceva special pentru a crește proiectul acesta. Poate faci parte dintr-un proiect foarte frumos pe care dorești să-l crești, dorești să-l dezvolți foarte mult. Poate ești în căutarea unui dezvoltator, ești în căutarea unui sponsor, ești în căutarea unui om de marketing, un manager care să te ajute în ceea ce privește imaginea ta sau, repet, business-ul pe care tu îl ai. De asemenea, pentru unii dintre voi mai poate arăta această carte faptul că în următoarea săptămână este foarte posibil să primești o veste favorabilă legată de jobul tău. Legată ori de un nou job, ori de jobul pe care îl ai. De ce nu? De o avansare. Următoarea carte în poziția ta, avem aici din oracolul energiilor o carte foarte frumoasă care se numește Divine Light. Iată. O carte superbă. Ești lumină divină. Nu uita lucrul acesta, nu uita aspectul acesta. Îți voi citi și mesajul de pe spate, ți-l voi traduce, bineînțeles, pentru că este în limba engleză. Eu sunt o expresie a iubirii și strălucesc precum soarele. Sufletul meu este mai puternic ca niciodată. Sufletul meu este comoara mea. Intuiția mea mă ghidează întotdeauna să descoper lucruri noi și fac lucrul acesta cu ghidarea lui Dumnezeu și cu ceea ce sunt eu, cu Dumnezeul din mine. Iată, este un mesaj de încurajare, să știi, pentru tine în următoarea săptămână, așa cum îți spuneam, lumina divină. Mai multă încredere în proiectul ăsta. Poate treci printr-un moment de pauză, poate ești într-un moment în care, nu neapărat că ți-ai pierdut încrederea, dar poate stagnezi. Stagnezi din punct de vedere financiar, stagnezi din punct de vedere profesional și este și normal să-ți pierzi flerul acesta, să-ți pierzi entuziasmul acesta, însă lucrurile să știi că se vor rezolva pentru tine.
Vei străluci precum soarele, așa spune cartea aceasta. Te rog foarte mult în următoarea săptămână și nu numai în următoarea săptămână, te rog să îți urmezi intuiția și să faci ceea ce simți tu să faci și să te bucuri de tot ceea ce este în jurul tău, pentru că intuiția te va ghida întotdeauna către calea cea mai bună ție. Următoarea carte în poziția ta avem Nourish the Secret Feminine. Iată, dacă ești o doamnă sau o domnișoară, mesajul acesta merge direct către tine să te onorezi mai mult, să-ți onorezi feminitatea, să-ți explorezi mai mult feminitatea și să o pui în valoare. Poate sunt unele dintre voi care au uitat de ele. Au uitat să aibă grijă de ele, da? Onorează-ți mai mult acest interior feminin. Onorează-ți mai mult energia feminină. Bucură-te mai mult de ea. Simt aici și o legătură cu mama ta. Poate fi un exemplu pentru tine. Poate ai păstrat-o ca pe un exemplu pentru tine, da? Însă undeva pe parcurs simt așa că nu ai mai avut suficientă încredere în feminitatea ta, în modul tău de a te comporta, poate și vis-a-vis de partea masculină, vis-a-vis de bărbați. Da? Onorează-te mai mult, oferă-ți tu timp în următoarea săptămână, aranjează-te, fă-te mai frumoasă decât ești, încearcă să-ți pui toate abilitățile în valoare, pentru că este și sezonul de așa natură, primăvara, da? Totul înflorește, totul revine la viață, trebuie să urmăm și noi exemplul naturii, trebuie să fim în ritmul naturii. Deci onorează-te mai mult și ai mai mult respect față de tine. Este un mesaj aici care merge special către anumite persoane, către anumite femei, și anume nu încerca să mai faci compromisuri, nu încerca să te dezonorezi pe tine pentru celălalt. Deci este un mesaj care, repet, merge doar pentru unele dintre voi. Da? Nu face greșeala asta, nu încerca să faci acest compromis pentru că nu o să-ți fie bine. Respectă-te mai mult, valorifică-te mai mult. Poate partenerul tău nu te valorifică suficient, poate nu își dă seama de ceea ce are lângă el. Da? Fă-o tu pentru tine și nu face din nou aceeași greșeală. Bun. Și mesajul săptămânii pentru tine de la îngeri este unul foarte, foarte interesant. E timpul să pleci. Iată, exact ce vorbeam mai devreme de acest compromis. Simt că unele dintre voi ați rămas într-o relație sau unii dintre voi ați rămas într-o relație pe care nu neapărat o mai simțiți ca și relație. Și vreți să continuați sau obișnuința vă îndeamnă să continuați această relație, însă ți se spune să nu cumva să faci acest compromis. Da? Ascultă-ți foarte mult inima. Iată, mesajul îngerilor pentru tine, e timpul să pleci. E timpul să pornești într-o nouă călătorie. Soarele răsare și apune în fiecare zi și la fel se întâmplă pe calea vieții tale. Observă frumusețea în fiecare apus din viața ta și să știi că soarele va răsări din nou mâine. Sfârșiturile sunt pur și simplu puncte de plecare ale unor noi începuturi, iar noi suntem alături de tine în fiecare fază și în fiecare ciclu. Nu te speria de acest sfârșit prin care tu treci. Pentru unii poate fi un sfârșit profesional, pentru că avem aici și 3 de monede, da? Pentru alții poate fi un sfârșit într-o relație. Ideea este că această relație trebuie să se oprească, cel puțin pentru a vă da seama ce se întâmplă cu voi, dacă mai merită să mergeți înainte, dacă nu mai merită să mergeți înainte. Așa, exact așa cum îți spune și cartea aceasta, soarele răsare și apune în fiecare zi. În fiecare zi, pentru tine, este un nou început, este un motiv pentru a continua, pentru a merge mai departe. Nici o zi nu se aseamănă cu cealaltă. Da? Deci mai ai lucruri de oferit aici. Există un punct de plecare și orice sfârșit într-adevăr reprezintă, să știi, și un nou început în același timp. Următoarea carte în poziția ta, avem cartea cu numărul 8,
care vorbește despre nevoia de a merge înainte. Iată, iarăși o carte a plecării, o carte ce mie îmi sugerează că cauți mai mult de la viață în această perioadă și că vrei să experimentezi mult mai mult, vrei să vezi ce se află dincolo de ceea ce tu știi deja, de ceea ce tu cunoști deja și foarte bine faci. Cartea cu numărul 8, iată, pleci dintr-o casă, te muți, lași ceva în urma ta, fie îți lași partenerul, partenera, te gândești la varianta asta, e ceva de explorat pentru tine aici. Și simți nevoia aceasta să explorezi mai mult, să sapi mai mult, să sapi mai adânc, să cauți tu niște răspunsuri despre viața ta. Mesajul este acesta, o să ți-l citesc în limba engleză. The need to move on, seeking more from life than what you are experiencing, a spiritual quest, choosing to make big life changes, a change in priorities, leaving home. O schimbare în prioritățile tale, o schimbare în modul tău de gândire, o idee care îți vine pur și simplu și consider că ideea aceea trebuie să o fructifici, trebuie să o dezvolți, da? Există și un drum spiritual pentru unii dintre voi, alegi singur, singură să faci aceste schimbări mari în viața ta, poate fi un moment și de detoxifiere pentru unii dintre voi, o mare schimbare, oricum, cartea cu numărul 8 întotdeauna anunță o transformare, anunță faptul că deja suntem în energia schimbării, deja suntem în energia transformării și ne face bine pentru că suntem oameni, ne plictisim la un moment dat. Da? Cu siguranță relația asta ți-a creat foarte multe probleme, cu siguranță ați tras de ea foarte, foarte mult până s-a rupt frânghia. Bun, îți voi mai extrage și câteva cărți clarificatoare să vedem care sunt în continuare mesajele pentru următoarea săptămână, 1-8 mai, pentru cei ce au ales varianta cu numărul 1. Deci dacă te-ai gândit până acum și te-ai tot frământat, dacă să rămâi, dacă să pleci de la job sau de acasă sau să te muți sau te-ai gândit să renunți la această relație care ți-a creat atâtea probleme, iată că îngerii îți sugerează că da, este timpul pentru tine să pleci. Bun. Voi mai extrage încă o carte. De când deja a căzut. Există un mesaj aici pentru unii dintre voi. O personalitate, un personaj, regele de monede, iată, este personajul la care tu te gândești. Poate să fie șeful, poate să fie noul manager al tău, da? Este cineva pe care tu îl consideri foarte isteț, foarte inteligent și plin de bani. O situație financiară foarte, foarte bună. Este foarte posibil să primești această veste, să primești acest accept de la persoana asta, de la bărbatul acesta, care poate să fie într-o zodie de pământ, capricorn, taur, fecioară, însă nu este obligatoriu. O discuție, este o discuție, se face lumină într-o situație cu bărbatul acesta. Poate ați avut o relație cu bărbatul acesta sau aveți în continuare și nu știți cum să procedați mai departe, da? Simt că există și această aventură, să-i spunem. Avem asul de spade, dar avem și un 8 de spade. Mesajul acestei cărți pentru următoarea săptămână este că problema pe care tu o ai cu bărbatul acesta, problema pe care, care persistă, da? În următoarea săptămână are șanse foarte, foarte mari să se clarifice. Discuții, negocieri, simt aici și poate chiar îți negociezi salariu. Singurul aspect pe care ți l-aș sugera pentru următoarea săptămână, 1-8 mai, este să ai încredere în tine. Să ai încredere în tine și să înțelegi că toate se întâmplă la timpul lor. Este momentul schimbării pentru tine. Este momentul să iei această decizie și dacă bărbatul acesta te poate ajuta, de ce nu? Pentru că tu ești dintr-o zonă de stagnare. Da? Ai la baza pachetului cartea Spânzuratul și un 10 de monede. Deci pentru mulți dintre voi se închide un ciclu profesional aici. Voi cei care v-ați ales prima variantă.
Da? Se închide un ciclu profesional. Și da, poate fi vorba și despre un compromis sau despre un sacrificiu pe care tu trebuie să-l faci pentru a avea parte de poziția asta, pentru a avea parte de jobul ăsta, de funcția aceasta, de businessul acesta, da? Acte pe care le semnezi. În schimb, îmi place foarte mult faptul că simt aici curaj și determinare de a merge în următorul capitol din viața ta. Acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut și dacă v-ați regăsit în mesajele acestea, nu uitați să-mi dați un like și un share. Pentru mine contează foarte, foarte mult. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 2. Bun, varianta cu numărul 2. Hai să vedem, sunt foarte curios. Să vedem ce va ieși vouă, dragii mei. Wow! Varianta cu numărul 2. Aici începem cu o energie foarte, foarte puternică. Prima carte de tarot este și o arcană majoră de altfel, ceea ce înseamnă experiențe foarte mari prin care tu vei trece, să știi, nu numai în următoarea săptămână. Da? Avem cartea judecata. Iată. Se rezolvă niște lucruri din trecut, renaști, îți recapeți puterea, îți recapeți încrederea în tine, îți pui haina veche în cuier și ți-o iei pe cea nouă pentru noua călătorie pe care tu ai. Cartea judecata poate arăta în unele cazuri un avertisment pentru unii dintre voi. Da? Deci poate arăta acest avertisment în sensul că dacă nu faci această schimbare care tot vine spre tine și sunt lucruri care te provoacă să faci această schimbare, s-ar putea să reintri într-un ciclu de viață cu repetări, ceea ce nu cred că îți dorești. Deci varianta cu numărul 2 vorbește clar despre ascultă mesajul, ascultă trâmbița, pentru că este momentul renașterii pentru tine. Desigur, viața nu se poate schimba așa, într-o zi, într-o noapte, da? Peste noapte, cum se spune. Fiind o arcană majoră, numărul 20 este, așa cum îți spuneam, un moment foarte important în viața ta și cu siguranță deja simți aspectul ăsta, cu siguranță simți că se întâmplă ceva, este foarte posibil să ai premoniții, este foarte posibil să fii mai emotiv în perioada asta sau mai emotivă, să plângi din senin, acum plângi, acum râzi, ceva de genul acesta. Este un mesaj foarte important. Este momentul să te trezești de acolo de unde ești. Este momentul să mergi poate pe un alt drum. Este momentul să-ți asumi acest nou drum. Pentru că, repet, chiar dacă tu îți dorești sau nu, iată că viața te provoacă. Îți aduce în față niște provocări și eu cred că ar trebui să le accepți. Un mesaj foarte greu pentru voi. Din oracolul energiilor, mesajul este despre curaj. Iată. Acesta este mesajul tău. Fii curajos. Fii curajoasă. Riscă. Cine nu riscă, nu câștigă. Îți voi citi mesajul, ți-l voi traduce. Sunt mai puternic decât frica și mai mare decât îndoiala. Sunt lumină și voi rămâne lumină. Am încredere în Dumnezeu și stau drept în fața testelor vieții. Cresc și devin mai înțelept cu fiecare provocare din viața mea. Sunt o nouă ființă. Iată, stai drept în fața acestor provocări. Da? Înfruntă-le cu curaj. Înfruntă-le. Poate este momentul în care te confrunți cu demonii tăi personali. Este momentul în care te confrunți cu fricile tale. Simt pentru unii dintre voi că ați stat foarte mulți ani într-o liniște, așa, într-o zonă de confort, da? Și vă sperie, pe mulți dintre voi vă sperie această schimbare. Întotdeauna v-a speriat această schimbare. Însă iată că vine momentul judecății, momentul în care știți cum vă mai spun eu, cu această carte se face o recapitulare a acțiunilor voastre, a faptelor voastre, da? Acceptă provocarea aceasta și ai încredere în Dumnezeu, ai încredere în El și ai încredere în faptul că tu poți să-ți depășești această frică. Orice frică este depășită prin înfruntarea ei.
nici de cum stând deoparte și analizând-o în continuu, da? Ești mai puternic decât fricile tale. Va veni un moment în următoarea săptămână în care te vei bucura. Te vei bucura de un răspuns, te vei bucura de un accept al cuiva, te vei bucura de un câștig al tău. Celebrate your wins. Celebrează victoria, da? Poate te întâlnești cu cineva, bei un pahar de vin, stai la o discuție. După ce depășești momentul ăsta, chiar te simți mândru sau mândră de tine, de faptul că ai reușit să faci asta, pentru că poate fi vorba aici și despre un nou job, despre o propunere, despre un post nou sau despre o avansare, unde tu consideri că nu ești neapărat potrivit sau potrivită pentru postul ăla datorită neîncrederii în tine. Însă, dacă nu ar fi așa, dacă tu nu ai fi bun sau bună pentru lucrul acela, de ce crezi că cineva te-ar fi ales, da? Gândește-te numai și numai la aspectul acesta. Ești un învingător, să știi, ești un învingător, doar că trebuie să-ți depășești acest aspect al vieții tale, să-ți depășești această nesiguranță prin care tu treci în momentul de față și cu siguranță vei celebra la un moment dat victoria ta. Pentru lucrurile următoare din viața ta, ți se cere înțelepciune, iar îngerii chiar doresc să le ceri, să verbalizezi. Desigur, Dumnezeu știe dinainte ce ne dorim. Însă este foarte importantă și rugăciunea noastră. Da? Trebuie să vină și din partea noastră această energie, să vină acest accept. Dacă vrem această schimbare, o cerem de la Dumnezeu să ne ajute, să ne sprijine, să ne susțină în această schimbare. Da? Mesajul îngerilor pentru tine în următoarea săptămână, 1-8 mai, este cere. Cere-ne să te ajutăm în această situație și vom trece imediat la treabă în numele tău. Noi suntem conduși de mai multe legi universale, printre altele și cea a liberului arbitru, care îți permite să faci propriile alegeri și să iei propriile decizii. Prin urmare, așteptăm cu răbdare cererea ta. Iată. Un mesaj impresionant, un mesaj foarte frumos. Cere de la Dumnezeu ceea ce tu îți dorești. Cere ajutor dacă ai nevoie, poate și celor din jurul tău, unui prieten, dacă simți că nu te poți descurca. Energia acestor cărți mai vorbește mie despre o schimbare de loc pentru unii dintre voi. Vă gândiți să plecați dintr-un mediu în care ați trăit foarte mulți ani, în care ați stat foarte mulți ani, să nu vă mai regăsiți. Energia acestor cărți îmi vorbește despre mutare pentru unii dintre voi, găsirea unei locuințe, găsirea unui loc, unui spațiu în care să stați liniștiți, în care să vă faceți treaba liniștiți sau în care pur și simplu să vă trăiți viața alături de cineva. Următorul mesaj pentru tine, pentru că, uite, merge și pe partea sentimentală, avem aici un 9, da? Numărul 9, 9 de cupe, este o carte impresionantă, bucuria, liniștea, așezarea, nu-ți fie teamă, deci chiar te rog să nu-ți fie teamă pentru că nu ai de ce să-ți fie teamă. Este un mesaj foarte puternic pentru tine, dorințele tale se împlinesc. Visurile tale devin realitate și este un moment din viața ta magic. Avem aici avere, bani, avem credința în univers că totul va fi bine. Totul este conform așteptărilor tale și universul nu face altceva decât să te susțină. Sigur, la început poate părea puțin ciudat, greu, pentru că orice schimbare, repet, nu este confortabilă de cele mai multe ori. Însă dacă treci de frica asta, de nesiguranța asta, de această teamă pe care tu o tot ții acolo în interiorul tău de atâta timp, să știi că foarte multe lucruri frumoase ți se vor întâmpla. Iată, un mesaj magic pentru tine, un moment magic pentru tine în următoarea săptămână, te simți bine, te simți împlinit, te simți ok și mândru, mândru, mândră de alegerile pe care le-ai făcut. Simt că unii dintre voi îi mulțumiți lui Dumnezeu foarte mult pentru tot ceea ce voi aveți, pentru ce vi s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar pe de altă parte vă plângeți. De ce vă plângeți? Voi știți. Voi știți. Nu putem rămâne o viață întreagă în același loc. Este imposibil.
Este imposibil. Suntem făcuți pentru a crește, pentru a ne dezvolta. Bun. Voi mai extrage și 3 cărți din tarotul Rider-Waite. Da. Aici există cineva care nu acceptă absolut deloc această schimbare, este efectiv paralizat sau paralizată de frică, însă îți spun de pe acum că nu prea poți schimba ceea ce vine spre tine. La baza pachetului e cartea Lumea. Iată. Sfârșitul unei etape din viața ta se închide, se încheie. Și l-ai închis cu brio, l-ai închis cu magnum cum laude, da? Este o carte foarte bună, este o carte ce arată că pentru tine acum există această mare posibilitate de a fi într-un alt loc, de a face altceva, de a trăi altfel, da? Aici sunt niște energii și vreau să înțelegeți că sunt niște posibilități pentru voi, dragii mei. Dacă voi nu profitați de aceste posibilități, ele nu se vor întâmpla. Însă cineva este paralizat de frică și nu dorește să primească practic această schimbare sau pur și simplu încă se gândește, e prea ok, e prea bine să fie adevărat. Este ca și cum se așteaptă să vină ceva rău pentru că este prea bine. Da? Avem un 10 de monede, iată, încheierea unui ciclu profesional, așa cum îți spuneam, mai poate însemna pentru unii dintre voi o întâlnire în familie, discuție în familie legată de o afacere, business sau de bani. Apoi avem un 4 de cupe, oferta, poate să fie și în iubire, da? Dar încă ești neîncrezător, neîncrezătoare în lucrul acesta, poate vrei să capeți mai multe informații legate de persoana asta. Persoana aceasta poate să fie vărsător, că simt aici o tristețe legată de un vărsător, o melancolie legată de acest vărsător, idei legate de acest vărsător și avem un 5 de spade, iată, cartea care mie nu-mi place absolut deloc. 5 de spade vorbește despre un minus foarte mare pe comunicare. Da? Vreau să-ți spun chestia asta că s-ar putea să nu existe o persoană din exterior care să-ți spună aceste piedici, ci tu singur îți pui aceste piedici. Există un război pe care tu îl duci cu tine. Tu singur sau singură îți pui aceste obstacole în față datorită fricii, datorită faptului că ori ți se pare că este prea bine, ori că nu ești suficient de bun, de bună. Da? Deci aici există această teamă, practic, de a merge înainte. Și așa cum spuneam, este foarte posibil să trăiești un soi de melancolie legată de cineva care se află în zodia vărsător. Poate rememorezi anumite amintiri, poate te simți singur sau singură în perioada asta sau simți că ceva s-a schimbat în relația dintre tine și omul acesta. Posibilități sunt N, da? Dar vreau să îți spun că următoarea săptămână este foarte important pentru tine să ceri Universului să ai acest curaj de a păși către un nou drum în viața ta și să ai încredere în mesajul pe care îl vei primi în următoarea săptămână, pentru că cineva te vrea acolo, cineva te consideră bun, bună pentru jobul respectiv sau pentru situația în care tu te afli. Acestea sunt mesajele mele pentru voi, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. Dacă v-a plăcut și dacă ați rezonat cu aceste mesaje, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii. Aștept comentariile voastre. Și de asemenea puteți să-mi dați un like și un share. Pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Mergem mai departe la cei care au ales varianta cu numărul 3. Un moment să beau și o gură de cafea. Mulțumesc. V-am spus că beau cafea cu voi acum în fiecare duminică. Sper să mă primiți în casele voastre. Bun. Prima carte în poziția ta. Începem cu Arcana Majoră, o carte de tarot, iată, Împărăteasa, o carte minunată, planeta Venus avem aici, plăcere, lux, opulență, petrecere,
frumusețe, vreau să arăt bine, vreau să-mi schimb înfățișarea, vreau să arăt cum nu am arătat niciodată pentru că recunosc că m-am neglijat. Cartea Împărăteasa este o carte foarte bună, ce arată abundență, arată claritate, arată, așa cum vă spuneam, această energie a frumosului. Îți dorești foarte mult în următoarea săptămână să arăți bine pentru tine sau pentru partenerul tău, de ce nu? Este o carte a plăcerilor, asta înseamnă că deja începi să muști din fruct, da? Este o energie foarte frumoasă, o energie de renaștere, o energie în care ți se asigură mai ales o stabilitate financiară. O stabilitate financiară. Aici aș spune pentru unii dintre voi că v-ar face foarte bine în următoarea săptămână să vă cumpărați probabil ceva nou, să vă cumpărați haine noi, să mergeți la cumpărături. O săptămână încărcată cu evenimente frumoase, o săptămână încărcată cu dorința asta de a te transforma pe tine. Fie că te ajută cineva, fie că nu, o să vezi următoarea săptămână, vei avea această dorință foarte, foarte puternică. Există și în această etalare un fel de neîncredere în propria persoană. Eu cred că lucrul acesta este general. Nu cred că există cineva care are 100% încredere în el. Așa că nu o văd neapărat ca pe o problemă. Însă neîncrederea poate fi un blocaj în parcurgerea drumului. Mesajul oracolului energiilor este: ai încredere, trust. Ai încredere. Creează-ți personajul acesta, fii personajul acesta. O să citesc mesajul. Am încredere în viață și în puterile mele. Fiecare moment mă ghidează spre lumină. Totul, tot ce se întâmplă pe calea vieții mele este pus acolo pentru a mă face pe mine să mă dezvolt. Da? Deci, chiar dacă tu treci acum prin acest obstacol sau analizezi această situație foarte mult, fie că vorbim despre o relație romantică, fie că vorbim despre ceea ce vei face din punct de vedere financiar sau pur și simplu despre persoana ta, ai încredere în viață, ai încredere în faptul că și aceste obstacole nu fac altceva decât să te facă mai puternic, să treci peste ele, da? Dacă vrem să avem ceva cu adevărat și ne dorim ceva cu adevărat, avem nevoie să și luptăm pentru acel ceva. Da? Ai încredere că lucrurile se vor rezolva. Poate fi vorba aici despre o mamă, despre o femeie care cred deja că a trecut într-un nou ciclu de viață, poate o femeie însărcinată care trăiește niște momente de schimbare profundă și nu știe cum să reacționeze la ele. Următoarea carte în poziția ta, un alt mesaj, integrate your knowing, integrează ceea ce cunoști deja, da? Integrează în activitatea pe care o ai, oferă, dă mai departe, mergi în următorul tren, călătorește. Simt aici energia multor persoane spirituale. Majoritatea sunteți spirituali aici în etalarea aceasta și parcă în perioada asta v-ați blocat așa, nu ați mai fost la fel de activi, nu ați mai avut un reper după care să vă ghidați sau vreți să treceți, să spunem, să mergeți către altceva, tot pe zona spirituală, dar să mai învățați ceva sau să mai faceți ceva pe zona aceasta. Însă nu știți dacă neapărat este momentul potrivit pentru asta, da? Să treci la etapa următoare. Ei bine, ai nevoie în momentul de față să integrezi tot ceea ce ai învățat până în momentul de față. Da? Poate să-ți faci o scurtă recapitulare, să încerci să vezi unde ești, da? Care este etapa în care tu te afli în momentul de față, iar după ce treci de momentul acesta,
poți într-adevăr să consideri să mergi mai departe sau să rămâi în același punct pentru că mai ai de studiat, mai ai de învățat. Da? Mesajul îngerilor pentru perioada 1-8 mai observă semnele. Iată, ți se trimit niște semne ție aici. Observă semnele pe care îngerii ți le lasă în jurul tău. Da, semnele pe care le-ai primit sunt trimise din ceruri. Noi lăsăm în drumul tău pene, monede și alte semne pentru a-ți aminti că ești iubit și că nu ești niciodată singur. Un mesaj extraordinar de frumos pentru voi, dragii mei. Sunt semne care tot vin, sunt lucruri care se tot întâmplă în viața voastră, încă de la începutul anului. Și la fel, este acea neîncredere, măi, oare chiar se poate, oare chiar pot să fac asta, oare chiar pot să merg în direcția asta sau trebuie să-mi găsesc altceva pentru că nu știu dacă este de mine. Atâta timp cât faci lucrul acesta cu încredere, atâta timp cât crezi foarte mult în ceea ce faci, nu are cum să dea greș, nu ai cum să greșești. Da? E vorba de pasiune aici, e vorba de dedicare. Fie că sunteți oameni spirituali și că lucrați în spiritualitate, fie că sunteți oameni care poate nu au nicio legătură cu domeniul acesta, dar se schimbă ceva în viața voastră, iată, și voi vreți să arătați mai bine și vreți să faceți lucrurile mai bine și vă îndreptați către o energie a prosperității, a abundenței într-un fel, a siguranței materiale. Simt că profitați la maxim de iubire. Așa cum spuneam la începutul etalării, avem plăcere aici, mă simt bine, mă simt bine cu tine, am încredere în tine. Poate sunt unii dintre voi care au cunoscut recent pe cineva, s-au îndrăgostit și pur și simplu trăiesc așa un moment euforic. Următoarea carte în poziția ta, iată, avem aici un paș, pașul de spade, gândire, analiză, introspecție, curiozitate. Ca și semne zodiacale, simt foarte puternic gemeni, vărsător, fecioară, taur. Bun, cartea aceasta vorbește despre logică, vorbește despre receptivitate. Este vorba despre o schimbare la nivel intelectual, găsirea unor soluții inovatoare. Și informații de care tu ai nevoie, dar care s-ar putea să fie, să spunem, greu de primit, da? Greu de aflat în momentul de față. Ai nevoie să analizezi foarte bine anumite documente. Dacă ai o firmă sau dacă ai o legătură cu actele sau lucrezi în domeniul acesta, mesajul pentru tine este să revizuiești foarte bine în următoarea săptămână actele pe care tu le ai, da? Să-ți faci un fel de bilanț aici. Așa cum îți spuneam, curiozitatea te macină în următoarea săptămână, gândire, te bazezi foarte, foarte mult pe logică și ești foarte receptiv la tot ce este nou pentru tine. Da? Poate fi vorba chiar și de un domeniu nou. Senzația că unii dintre voi vreți să cunoașteți așa mai mult, nu știu, sunteți curios în privința unui domeniu. Bun. Mergem mai departe. Îți voi mai extrage încă 3 cărți pentru clarificare, să vedem ce mesaje mai primești și de aici, din tarotul Rider-Waite. Ok. Bun, prima carte a căzut. Hai să vedem și celelalte 2 cărți. Mesaje pentru cei care au ales varianta cu numărul 3. Bun. La baza pachetului avem Marea Preoteasă. Ascultă-ți intuiția foarte mult, bazează-te foarte mult pe interiorul tău. Așa cum spuneam, iată o carte a cunoașterii, a împărtășirii secretelor. Repet, mulți dintre voi aici aveți un drum spiritual.
este vorba despre Tora, este vorba despre Cartea Vieții, da? Distingerea binelui de rău, ce este potrivit pentru mine să fac, ce nu mai este bine pentru mine să fac. Mesaje foarte, foarte importante. De asemenea, simt că cineva își trece printr-un fel de depresie sau probabil gânduri foarte, foarte negre legate de o schimbare de carieră sau probabil legate de zona pe care trebuie să o abordeze, acea nouă etapă de care îți povesteam mai devreme, da? Și ai această cunoaștere, deții această cunoaștere, intuiție foarte bună, emoție foarte mare, în schimb ești dărmat de aceste gânduri și puțin rătăcit pe drumul tău, adică nu știi ceea ce se va întâmpla pe viitor, dar de ce trebuie să știi, de ce trebuie să afli acum, da? 9 de spade și 8 de cupe. Cineva pleacă. Cineva pleacă, cineva întoarce spatele. Poți să fii tu în situația aceasta sau o persoană de pe lângă tine, da? Te așteaptă o perioadă foarte bună, începând cu această lună, luna mai. Te așteaptă o perioadă foarte bună, ai pajul de monede în prima săptămână din luna mai. Asta înseamnă pentru tine început, înseamnă pentru tine idee, înseamnă pentru tine însămânțare. Curiozitatea de a căuta, curiozitatea de a afla. Poate vrei să afli niște răspunsuri. Așa cum spuneam, poate vrei să studiezi mai mult, da? Vrei să intri mai mult acolo în profunzimea lucrurilor pe care tu le faci, dar ai nevoie deja să părăsești o zonă mai veche din viața ta. Poate există și o femeie care îți creează probleme aici, poate fi și acest aspect. O săptămână bună pentru tine în principiu, o săptămână care anunță, să știi, începutul, da? Începutul unei mari schimbări în viața ta. Observă semnele și integrează tot ceea ce tu cunoști în momentul de față. Da? Bazează-te foarte mult pe ceea ce tu cunoști în momentul de față. Și nu aștepta un moment sau acel moment oportun în care tu te vei considera pregătit. Nu suntem pregătiți niciodată, de fapt. Lucrurile le luăm din mers. Ne dezvoltăm din mers. Universul nu așteaptă neapărat, el îți aduce aceste oportunități în față, însă nu așteaptă până când noi ne vom hotărâ dacă suntem pregătiți sau nu pentru ceva nou, da? Te rog să accepți această propunere, pentru că următoarea săptămână, într-adevăr, vei primi această propunere și vei analiza această propunere. Știi că mai ai ceva de oferit, știi că drumul tău nu s-a terminat, dar cu toate astea te îndoiești. Poate este normal, poate nu este normal, nu știu ce mai este normal și ce nu mai este normal, sincer să-ți spun, însă bazează-te foarte mult pe energia Marii Preotese, da? Fă această căutare în interiorul tău și vezi ce ți se potrivește cu adevărat, vezi ce vrei să faci cu adevărat pe mai departe. Dragii mei, acestea au fost mesajele mele pentru voi. Mă bucur foarte mult că am fost cu voi în această dimineață, în această duminică superbă la cafea. Sper ca toate aceste mesaje să vă ajute, să vă ghideze, bineînțeles. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii și nu uitați că dacă doriți să faceți parte din comunitatea mea, ne putem întâlni în online. Dacă vreți să urmăriți activitatea mea pe online, puteți să o faceți pe Facebook la Amos Tarot, pe Instagram la Amos The Wizard și, bineînțeles, dacă doriți să aflați mai multe informații despre activitatea mea, găsiți pe amostarot.ro. Dragii mei, vă doresc în continuare o duminică minunată, să aveți o zi superbă și noi ne vedem în curând. Vă îmbrățișez pe toți!